Foarte multe persoane se întreabă ce pot face pentru a atrage norocul în viața acestora. Ei bine, Lidia Fecioru a dezvăluit câteva metode prin care putem atrage norocul și bogăția. Iată ce trebuie să faceți. Dacă un bărbat vrea să atragă bani, este important ca acesta să aibă lângă el o femeie care îl iubește. Aceasta va influența modul în care va fi atmosfera în casă. Cu cât în casă va fi armonie și liniște, cu atât banii vor veni mai repede. Practic, femeia este norocul bărbatului. Cel mai important lucru pentru bărbați, adică se spune că portofelul bărbatului atrage banii când are femeia care îl iubește lângă el. Femeia duce norocul bărbatului la bani. Evreii spun că atunci când e liniște în casă, când e înțelegere, iubire, banii vin. Atunci când începe să o înșele, nu o mai iubește, atunci banii nu mai vin așa ușor. De obicei, femeia este oglinda bărbatului. Chiar dacă femeia stă în spatele unui bărbat puternic, femeia este norocul bărbatului. Lidia Fecioru atrage atenția și susține că în momentul în care găsim persoana perfectă pentru noi, o vom simți. De asemenea, aceasta vine și cu o serie de recomandări pentru femei. Nu există o rețetă și niciodată nu știm că am ales bine sau corect. Uneori trebuie să facem o revizie în interiorul nostru și să ne uităm la relațiile din jurul nostru. De asemenea, există și o serie de fraze magice care ne pot ajuta să atragem ceea ce ne dorim. Una dintre ele este: am tot ce îmi trebuie. Femeile nu au interes decât să-și crească copiii în siguranță. Bun, că ai bani, că nu ești urât, dar ea te alege să fii tatăl copiilor. Mereu se va gândi la siguranța copiilor. Se spune că niciodată nu trebuie să lipsească fraza asta: am tot ce îmi trebuie. Cuvântul este o chestie magică. De asemenea, există și o serie de trucuri prin care putem atrage banii. Însă Lidia Fecioru atrage atenția și susține că acestea nu vor funcționa dacă nu credem în ele. Un alt truc la care Lidia Fecioru apelează este și punerea unui bănuț de 2 euro într-o cană de lut. Peste aceasta a turnat și puțină miere. Bioenergoterapeutul e de părere că așa putem atrage bogăția. În plus, se pare că aceasta s-a trezit cu o sumă de bani în cont după ce a pus în practică acest truc. Relatează Playtech.ro.